Acum 20-30 de ani în urmă era o modă de a folosi anvelopele uzate pentru a amenaja spațiile publice sau a terenurilor sportive și de joacă pentru copii. Toate bune și frumoase, numai că deja ele s-au demodat sau prezintă deja și pericol pentru sănătate. La Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia se finalizează construcția unui nou stadion. Anvelopile uzate de pe marginea stadionului vechi deja nu mai fac față, astfel a apărut necesitatea de a fi evacuate pentru reciclare. Unica incomoditate a fost să depistăm că în interiorul anvelopelor și-a făcut casă un areci. Dar voluntarii Asociației Obștești Prospect au avut grijă să-i găsească alt spațiu de trai. Ia un areci! Anvelopile uzate au fost stocate și încărcate într-un camion pentru a fi transportate la o platformă de stocare. Ulterior, anvelopile uzate urmează a fi transportate la punctele de colectare sau la o fabrică de reciclare din Chișinău. Acțiunea are loc în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ, în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.